O astfel de ploaie de vară probabil că nu v-ar fi deranjat dacă ați fost aici, în Vama Veche, pe 1 mai. Iată că suntem noi aici, am venit pentru a documenta ce se întâmplă și am găsit o plajă goală, așa cum n-ai văzut-o niciodată pe 1 mai în Vama Veche. Este o situație specială provocată de noul coronavirus, dar am discutat cu polițiștii și jandarmii care fac patrulele în această zonă. Ei se asigură că niciun turist nu vine aici pe plajă pentru a răspândi într-un fel sau altul acest virus. Din nefericire, nu este nimeni aici. Din fericire, plaja și, de ce nu, marea din spatele meu sunt mult mai curate de 1 mai. Pentru Constanța News, Adrian Boioglu. Un 1 mai atipic și cu toate acestea aveți echipaje care patrulează prin stațiuni. Care sunt activitățile pe care le desfășurați în această perioadă? Într-adevăr, este un 1 mai atipic. Nu ne-am fi dorit această situație, însă există niște reglementări pe care toți cetățenii trebuie să le respecte. Colegii mei sunt la datorie pe toată perioada mini-vacanței de 1 mai. Peste 1200 de forțe din cadrul IPJ Constanța, dar și jandarmi, militari din cadrul MAPN, polițiști de frontieră, polițiști locali, cu toții sunt la datorie pentru ca cetățenii să fie în siguranță și totodată să respecte prevederile ordonanțelor militare în vigoare. Ce trebuie să știe amatorii de baie în mare sau de plajă zilele acestea? Amatorii de baie în mare ar trebui să știe că astfel de activități sunt interzise pe perioada stării de urgență și pe perioada ordonanțelor militare în vigoare, iar acest tip de activitate va fi sancționat. Amenda pornește de la 2000 de lei și ajunge până la 20.000 de lei. Colegii mei acționează în tot județul Constanța, însă polițiștii au în atenție cu preponderență zona de litoral. Vorbim într-adevăr despre Vama Veche, vorbim despre stațiunea Mamaia, vorbim despre toate plajele de pe litoralul Mării Negre, dar și zonele în care în alți ani se încingeau tradiționalele grătare. La nivelul Poliției de Frontieră Române, se mențin măsurile dispuse pentru întărirea dispozitivului de supraveghere și control la frontiera de stat, având în vedere contextul eforturilor susținute pentru prevenirea răspândirii infecției cu COVID-19. În continuare, în aplicarea articolului 5 din Ordonanța Militară numărul 3 din 24/3/2020, în punctele de trecere a frontierei se fac verificări pentru toate persoanele care se prezintă la intrarea în România, având ca zonă de plecare sau tranzit țări din zonele roșii sau galbene. În prezent, valorile de trafic pentru persoane și autoturisme sunt la valori mult mai scăzute față de perioada similară a anului trecut, preponderent fiind intrarea sau ieșirea mijloacelor de transport marfă. În cursul zilei de astăzi, ca exemplu, până la această oră, prin punctul de trecere a frontierei Vama Veche, au efectuat formalitățile de control aproximativ 80 de persoane și 70 mijloace de transport, față de aceeași perioadă anului trecut, când au fost aproximativ 3200 de persoane și peste 700 mijloace de transport. Alea principală din Costinești este obicei destul de animată de 1 mai. În acest an, 2020, noul coronavirus a dat totul peste cap. Așa că și alea, dar și plaja din spatele meu sunt acum goale. Nimeni nu a îndrăznit să pășească pe nisip, nimeni nu a îndrăznit să intre în mare cu această ocazie a începutului de sezon estival. Pentru Constanța News, Adrian Boioglu. Știți care e secretul unei faleze curate și a unei plaje și mai curate? Să nu fie turiști. Este o glumă amară, dar în această perioadă de 1 mai, în mini-vacanța de 1 mai, în care stațiunea Eforie în care ne aflăm acum ar fi fost plină de turiști, iată că totul este mai curat. Nu le dorim să fie mai curat, pentru că în acest fel au de suferit oamenii care au locuri de muncă în această zonă, proprietarii de pensiuni, de hoteluri, de restaurante, toți au de suferit. Turismul are de suferit și județul Constanța are de suferit. Chiar și așa, de 1 mai, cu ocazia crizei provocată de coronavirus, plaja din stațiunea Eforie este goală. Niciun turist, niciun localnic, nimeni nu a îndrăznit să se apropie de apă în această perioadă. Pentru Constanța News, Adrian Boioglu. Suntem la jumătatea distanței dintre cluburile din Mamaia Nord și zona de sud a stațiunii Mamaia, chiar în centru, aici, în zona Cazino Mamaia. În mod normal, de 1 mai v-aș invita la o baie în mare. Din păcate, în acest an, plaja și marea sunt pustii în Mamaia. Spun din păcate pentru că toți cei care aveau terase aici, aveau restaurante, hoteluri, de ce nu, pensiuni în stațiunea Mamaia, au de suferit în această perioadă. Nimeni nu lucrează de 1 mai în Mamaia. Este un 1 mai ceva mai trist, chiar dacă soarele încălzește plaja și marea în această perioadă. Sper ca totul să revină la normal cât mai repede, iar turismul de aici, din stațiunea Mamaia și de pe întreg litoralul românesc, să-și revină și el cât mai repede și să vedem din nou această plajă din spatele meu plină de oameni doritori de soare și de mare. Pentru Constanța News, de pe litoralul românesc, Adrian Boioglu.